Începând de la cei mai mici până la cei mai mari, majoritatea elevilor de la Alexandru Roșca s-au implicat în mișcare, iar la final au primit diplome din partea organizatorului principal, Asociația Județeană Sportul pentru Toți Neamți. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4. Ce sport ai făcut-o astăzi aici? Am jucat la acești vânătorii. Și înainte ce exerciții fizice ai făcut? Niciunul. Niciunul. Dar nu-ți place sportul? Ba da, îmi place. Care e sportul tău preferat? Basketul normal și normal, dacă știu să joc. Da, ai jucat vreodată basket? Da. Și la televizor ai văzut basket? Da. Ce echipă ții? Eu știu să joc și fotbal. Și fotbalul îți place? Da. Dar la fotbal ce îți place? Pe ce poți să-ți place să joci la fotbal? Aici, în școală. Și ce joci? Portar, fundaș, ce joci? Portar, mai mult. Când crești mai mare, vrei să te faci, să faci sport de performanță? Da. Ce sport? Fotbal. Și basket, nu? Ba, da, am două. Ce le transmiți tu colegilor tăi? Să facă mișcare, să facă sport, ea transmite-le un mesaj. Salut, colegi! Ce faceți? Faceți mișcare și sport. Să faceți mișcare și sport. Unde se găsesc prietenii, Florin sau Nicolae? Nicolae. Câți ani ai tu, Nicolae? Împlinesc 12 acum în noiembrie. Mulți înainte, ce exerciții fizice ai făcut-o astăzi? Am făcut mișcare. Cum ți-a părut mișcare? Bine. Ai obosit, sincer? Nu. Dar sportul îți place așa, în general, să practici sport? Să... Da. Ce sportul îți plac ție? Mie îmi place basketul, mișcarea, și alergatul. Și alergatul. Și aici la școală ce sport faci cel mai mult? Basket și alergare și cu mișcare. Ia zi-mi puțin, câți jucători sunt într-o echipă de basket? 6. Nu, sunt numai 5. Mai se joacă și câteodată. Dacă când crești mai mare vrei să mai faci sport, ce sport îți dorești să faci când crești mai mare? Basket. Hai, ce ai făcut-o astăzi aici? Am făcut gimnastică și genuflexiune, adică... S-a părut greu cum am fost? Ușor. Dar în general așa, la școală aici, faci mișcare, faci sport? Da, facem și școală, facem și sport. Ce sporturi practici? Adică nimeni jucă și fotbal, nimeni alergă și în jurul terenului. La majorete mergi? Nu. Dar când mai crești, îți dorești să continui să faci mișcare, sport? Da, îmi doresc. Sus mânuțele. 2. Și sus mânuțele. 3. 4. Ei abia așteaptă, încă de ieri, abia așteptau ziua de astăzi să vă primim pe dumneavoastră, să primim musafirii și să facem mișcare, bineînțeles. Este pentru a doua zi, da. Este a doua zi de activitate și pregătim tabăra de mâine, că vor fi câteva zile la oglinzi. La fel de intense. M-a stabilit asupra copilor care vor merge acolo? Deocamdată nu. Ne mai sfătuim și cu ceilalți colegi, să vedem. Se face mișcare, se face mult sport aici. Văd fotbal, basket, spuneau copiii. Da. Facem, într-adevăr, facem. Și onorăm toate competițiile la care suntem invitați, cu tot pe linie sportivă. Nimic nu este greu atunci când faci cu pasiune și cu dragoste pentru ceea ce faci. Și eu tot ceea ce fac, fac cu dragoste și cu pasiune. Cum vi s-au părut copiii? Deci reticenți, au înțeles mișcarea, exercițiile? Copiii sunt minunați. Copiii întotdeauna înțeleg pe cei maturi. Dacă cei maturi știu să le exprime ceea ce doresc să primească înapoi de la copii. Dacă nu știm să-i atragem prin jocuri, prin mișcare, prin sportul este un mijloc de atracție a copiilor și de a le dezvolta atâtea calități cât nu poate dezvolta alt domeniu.